Să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod împăratul. Iată, magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând, unde este împăratul iudeilor, cel care s-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Și auzind împăratul Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el și adunând pe toate căpetenile preoților și cărturarii poporului i-a întrebat unde trebuie să se nască Hristos. Iar ei au răspuns în Betleemul din Iudeia, căci așa este scris prin prorocul, și tu, Betleeme, din pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic dintre căpetenile lui Iuda.